operația NIT a intrat în vizorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș. Sunt tinerii care nici nu învață, dar nici nu lucrează. Astfel că agenția a demarat o campanie la nivel de județ, iar cu sprijinul autorităților locale din fiecare unitate administrativ-teritorială, speră să identifice pe acești tineri care nu urmează nicio formă de învățământ, dar nici nu au un loc de muncă. Tinerii, noi spunem tineri, sunt cei până în 25 de ani, avem o pondere de până în 20%, 17-18% sunt tinerii până în 25 de ani. Acum, grupul nostru țintă sunt acei tineri NIT pe care încercăm să și prin intermediul proiectelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă să identificăm acest tineri NIT și să aducem în evidențele noastre și să le oferim sprijinul de care au nevoie. Tinerii NIT înseamnă cei tineri care încă nu au împlinit 25 de ani și nu sunt în nicio formă de pregătire profesională, nu au loc de muncă și nu sunt într-o formă de educație, nu urmează un curs de formare. Deci, practic, acei tineri care sunt total inactivi pe piața muncii. Și nu sunt nici înregistrați, încercăm să identificăm, avem o acțiune de acest gen și să-i aducem în evidențele noastre. Și de asta spunem că s-ar putea să mai crească puțin rata șomajului, pentru că și ei vor intra în datele noastre statistice. Este o campanie pe care o desfășurați? Da, este un proiect al Agenției Naționale pentru identificarea tinerilor NIT, pentru că legea 76 din 2002 s-a modificat și s-a introdus acest nou grup țintă, tineri NIT, no education, no employment, no training. Asta înseamnă tineri NIT, deci care nu sunt în nicio formă de pregătire profesională și nu au loc de muncă. Și nu au împlinit 25 de ani. Acești tineri și în viziunea Uniunii Europene, pentru că este introdusă în strategia Europa 2020, pentru a introduce în strategiile de ocupare și preocuparea noastră de a încadra pe piața forței de muncă și de a identifica, în primul rând, tinerii NIT, care au nevoie reală de sprijin. Da, este o acțiune curajoasă, este foarte dificilă, pentru că avem foarte mare nevoie de sprijinul comunităților locale pentru identificarea lor și chiar avem acest sprijin, dar că este o muncă în plus și pentru agenția noastră, dar este și fiind și un element de noutate, o activitate nouă, cred că este benefic, de fapt ăsta este și rolul nostru, să sprijinim persoanele, probabil sunt multe persoane care nu știau de existența agenției sau nu știau că pot primi un sprijin din partea unei instituții publice pentru a se reabilita pe piața forței de muncă, motiv pentru care acțiunile noastre sunt de multe ori foarte binevenite, informațiile ajung la aceste persoane. Am început deja campania de mult, am început deja din aprilie campania în licee pentru a populariza serviciile noastre de care ei pot beneficia gratuit. Poate mulți nu cunosc nici această primă de inserție. Da, sigur, fiind un element de noutate, sigur că nu l-au cunoscut, dar noi l-am prezentat în licee. Am făcut și o informare la Inspectoratul Școlar Județean, care ne-a sprijinit în acest sens, a transmis tuturor liceelor din județ pentru a comunica mult mai ușor cu elevii. Sigur că în fiecare an ne confruntăm cu aceeași problemă, elevii sunt canalizați pe probleme, trebuie să-și dea bacalaureatul, apoi să vedem la ce liceu ne scrie, la ce facultate ne scrie. Și sigur că le scapă anumite informații care sunt importante și realizează că au fost importante doar în momentul în care, și să nu fie tardiv informația când o obțin. Și atunci încercăm să venim, cu cât comunicăm de mai multe ori, poate că aceste informații ajung. Este bine și părinții să cunoască aceste prevederi pentru a trimite elevii, copiii care absolvă liceul, ca să se înregistreze.
Luna iulie este una încărcată la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș. În această perioadă, cei mai mulți care trec pragul agenției sunt absolvenții de liceu promoția 2018. 24 iulie este ultima zi în care aceștia se mai pot înregistra pentru a beneficia ulterior de indemnizația de șomaj de 250 de lei. Anul trecut, absolvenții din promoția 2017, din cei peste 4.000 cât s-au absolvit liceul, s-au înregistrat 1.335. Deci ne așteptăm ca și anul acesta să avem peste 1.000 de absolvenți promoția 2018 care să se înregistreze în evidențele noastre. Precizăm că indemnizația de șomaj de care vor beneficia absolvenții de învățământ este să se acordă pe o perioadă de 6 luni de zile și se acordă într-un cuantum de 250 de lei lunar. Beneficiind, bineînțeles, de celelalte drepturi de asigurări de sănătate și asigurări sociale, precum și de celelalte servicii gratuite pe care noi le oferim și cursuri de formare, sigur că da. Ce acte au nevoie pentru a se înregistra? Sunt doar 3 acte simple. Este vorba de carte de identitate, de adeverința de eliberată de către liceul la care a absolvit, pentru că încă nu vor avea o adeverință în care să se ateste faptul că este absolvent al liceului respectiv și o adeverință medicală prin care să ateste că este apt pentru muncă. Atât. Sunt doar 3 documente care îi vor da dreptul să se înregistreze în evidențele noastre. În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația încheiată la toate materiile, aceștia vor fi obligați să se prezinte într-un interval de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență. Angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată tineri NIT și încheie cu Agenția Județeană Convenția pentru Subvenționare au obligația să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă.